În primul rând, eu vreau să chem la calm pe subiectele de religie. Ăștia ne-au spurcat totul, pasii mai sunt. Absolut totul. Au distrus instituțiile de stat, ne-au adus LGBT-ul în țară și în școli. Și acum s-au apucat de biserică. Eu am preîntâmpinat acest lucru. Știți ce face Maia Sandu? Maia Sandu vrea să distrugă biserica moldovenească. Nu s-a vorbit despre asta, dar marea majoritate a bisericilor în Republica Moldova, care sunt în sate, au fost construite, știți când? Începând cu 1812 până în 1917, când Basarabia era parte a Imperiului Rus. Astea toate sunt monumente de arhitectură. Au statutul de monument. Pe că toate aceste biserici în satele noastre, mare majoritate, cu excepție la câteva mănăstiri mai vechi care au construit mai înainte, sau este noi care au fost construite acum, dar mare majoritate din acele peste 1500-1600 de locașuri sfinte au fost construite în timpul rușilor, când eram cu ruși. Și toate acestea sunt proprietate exclusivă a statului. Și statul, la începutul anilor 90, a transmis aceste locașuri, aceste imobile, Metropoliei Moldovei. În folosință. Știți ce a făcut Maia Sandu recent, anul ăsta? Au anulat acordurile astea de locațiune. Știți ce vor să facă? În mare parte aceste locașuri să le transmită cui? Românilor. Voi vă imaginați ce ați fi în satele moldovenești? Deci asta nu e pur și simplu un grup de enoriași sau un grup de slujitori a bisericii de la o trecut de aici încolo. Asta e o politică de stat pentru distrugerea bisericii moldovenești. Deci eu vin cu un mesaj în susținerea Metropoliei Moldovei, în susținerea Metropolitului Vladimir și noi toți enoriașii Republicii Moldova, cei care ținem la biserică, cei care suntem siguri, dar eu sunt sigur că credința noastră ortodoxă este pilonul statalității Republicii Moldova. Noi trebuie să apărăm biserica noastră moldovenească. Iar Maia Sandu, mâinile jos de pe biserica noastră, ei nu e instituție de stat. Voi nu finanțați și nici nu trebuie să o finanțați. Dar voi vreți să o distrugeți.